aici, dragii mei, că de pe acum ochii noștri să fie ațintiți acolo, înspre locul unde ne-a venit mântuirea. El s-a dat pentru noi, Domnul Iisus, pentru ca noi să avem viață și noi să trăim, dragii mei. Și dorește Domnul ca firea noastră pământească să fie răstignită și noi să trăim prin Duhul, să fim oameni liberi. Dacă acest lucru nu se va realiza, dragii mei, viața noastră sau nu a avut loc, răstignirea firii, noi vom fi tot firești. Dar dacă vom lua firea din noi și vom atârna-o, vom răstigni-o, dragii mei, noi vom trăi și vom trăi pentru Hristos. Domnul să se îndure de noi și să ne binecuvânteze. Să ne pregătim, dragii mei, pentru această măreață sărbătoare. Găsim și în Cartea Sfântă, căci preoții, slujitorii Domnului, oamenii, trebuiau să se pregătească din timp pentru această sărbătoare, să se curățească și noi să avem timp potrivit mai mult de rugăciune, dragii mei, să ne rugăm lui Dumnezeu, să cântăm. Chiar dacă a venit primăvara și poate începe lucrul pe afară, să ne facem timp și să nu neglijăm rugăciunea și studierea cuvântului. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.